Bună ziua la toți fanii mei, la toate cunoștințele și toți urmăritorii. Vreau să vă spun că am văzut toate mesajele voastre și vă mulțumesc mult din suflet că m-ați făcut să mă hotărăsc să nu mai plec în Dubai. Chiar m-am hotărât, am văzut toate mesajele voastre, de 4 zile n-am mai filmat nimic pe pagina mea, pe canalul meu Olga de la Stehaia, pentru ca să mă hotărăsc să văd ce am de făcut, să plec în Dubai, să nu plec în Dubai. Și chiar m-am hotărât să nu mai plec. Până vine mama mea, patroana, m-am hotărât să nu mai plec în Dubai. M-am hotărât din cauza că e mai bine, așa cum a spus voi în mesaje, să aștept pe mama mea, pe patroana, să vină, să plec împreună cu ea în Dubai, e mai bine cu mama și m-am hotărât. Vă mulțumesc mult pentru toate mesajele voastre și vă iubesc mult și vă rog frumos să vă abonați și la canalul meu, că am văzut că multă lume se uită și nu sunt abonat. Vă rog frumos să vă abonați, că o să filmez tot ce se întâmplă. Eu de 3 zile n-am mai filmat pentru ca să mă hotărăsc ce am de făcut. Și gata, m-am hotărât, că am văzut mesajele voastre, să nu mai plec în Dubai. Chiar e mai bine să aștept pe mama, să mai duc la ea la vizită, să o aștept, să plec împreună cu ea în Dubai. E mai bine. Și vreau să vă spun că astăzi sunt acasă la Stehaia aici. Copiii nu sunt acasă, Nora încă este la mama ei împreună cu Darius. Cătălin este în oraș. Copiii și cu Nora Lantă sunt plecați. Și eu am rămas acasă. O să stau acasă, uitați cum e acasă, e soare, e frumos. O să stau acasă împreună cu Rex, uitați cu cine stau, unde mă păzește Rex. O să stau acasă, cred că e mai bine, dar chiar dacă stau acasă, stau și mă gândesc ce am de făcut de acum încolo. Mă uit la mesajele voastre, așa mă trez zi de zi, mă uit ce spuneți voi, ce scrieți. Și așa trece timpul până vine mama mea, patroana, să plec în Dubai. Era culmea, serios, cum să plec eu în Dubai singur? Era chiar culmea, ce făceam eu în Dubai singur? Să stau și în Dubai singură cum stau aici acasă? Aici acasă, eu stau acasă și mă uit la pomile care le-am pus eu când erau copii mici, uite, butuile s-au făcut. Mă uit în fiecare zi cum crez, când o fi să le culeg. Așa și vă arăt și ce fac eu în fiecare zi. A crescut iarba, uitați, trebuie să o tai cu mașina de iarbă. Într-o zi când o să fi să o tai iarba, o să filmez. Ia uite ce a crescut randafirul. Vedeți ce a crescut de frumos. Dar hai să vă mai arăt că mai am un trandafir frumos care tot la fel s-a făcut frumos. Uitați ce frumos s-a făcut. Vedeți? Da, de ce frumos. Da. Dacă am pus lăstar, a crescut. Vedeți? Orice puneți, crește. Și pune suflet. Chiar am pus suflet când am pus lăstarii ăștia. Uite ce frumos și este. Așa fac în fiecare zi, mă uit la pomi, la flori, simt că trăiesc și la struguri. Uite, s-au făcut și struguri. Uitați cum s-au făcut struguri. Da, să vedeți cum s-a făcut strugurii ăștia. Ia uite ăștia alți. Vedeți?
Hai să vă mai arăt. Uitați cum s-a făcut trandafirul ăsta, frez. Vedeți? Vedeți? Aoleu, mie îmi place culoarea frez. Uitați cum s-a făcut struguri. Anul ăsta s-a făcut mult struguri, uitați. Vedeți? Se vede? Ia uite. Vedeți că s-a făcut de mare de cup. Și ăștia albi. Ia uite. Și ăștia de nana. Și v-am arătat strugurii, v-am arătat trandafirii. Așa fac eu toată ziua. Ba în bucătărie, ba în salon, ba... Uitați cum s-a făcut struguri aici. Am niște struguri de ananas, dar ăștia nu se coc așa. Vedeți? Fren să fac. Da. Și vreau să vă spun că e mai bine acasă. E soare frumos. Da. Dar sunt singur. Uitați. Singur. Ce să fac eu singur? O să aștept. O să aștept după mesajele voastre. M-am hotărât să stau acasă. Am făcut curat. Este ora 12 astăzi. M-am scurat dimineața, am făcut curaj și după aia am vrut să filmez pentru voi, să vă dau răspunsul că nu mai plec în Dubai. Nu mai plec. Fără mama mea, patroana, nu mai plec. Da. Aștept de la voi răspunsuri, dacă am hotărât bine să nu mai plec în Dubai. Da, să nu mai plec în Dubai, să rămân acasă până vine mama pe patroană. Sper că am hotărât bine, nu? Am hotărât că am văzut mesajele de la voi. M-a făcut puternică să port să rezist 2 luni de zile până vine mama. Atunci o să fie frumos, o să plec cu mama în Dubai. Da. Simt că mă duc afară la flori, simt mirosul de flori și mi se duce. Și după aia vin și îmi dau cu parfum. Îmi place parfumul de trandafiri. Da, n-am mai filmat pentru că chiar nu mai știam ce să gândesc. Tot timpul fac curaj și după aia vă filmez. Că chiar îți dai seama că faci curaj să filmezi. Mi-e rușine.
ca când vine cineva la tine și tu să iei mătura să mătura. Nu e bine. Când filmez, să fac eu curat, să vedeți voi. Curat o să fac. Când nu-mi vede nimeni, ca să fie curat. Eu tot timpul trebuie să fac curat, să fie curat. Nu să vadă cineva când fac curat. Eu fac curat ca să vină, să când vine cineva, să fie curat, nu? Nu e ceva normal. Eu uite, i-am făcut curat aici, la bucătărie, și este curat. Vedeți? Nu trebuie să fac curat și să uitați voi când fac eu curat. Nu. Trebuie să vedeți curat, nu? Eu stau acasă și mențin curățenia. Eu tot timpul fac curat ca să mențin curățenia. O femeie gospodină face curat tot timpul ca să mențină curățenia. Nu să facă curat când vine cineva, să vadă cineva că face curat. Nu e ceva normal, nu? Și asta v-am spus că nu mai plec în Dubai. O să fac curat acasă, o să stau, o să mențin curățenia, o să am grijă de casă, o să am grijă de Cătălin, că Cătălin este cu mine acasă, dar s-a sculat dimineața, s-a dus în oraș, care treabă. Nevasta lui este la mama ei și cu Darius, așa hotărât să mai ia o pauză să stă la mama ei cu copilul, dar nu știu din ce cauză, o să o întrebați pe ea. Chiar nu știu din ce cauză a luat o pauză. A luat o pauză când am venit eu acasă. E treaba ei și așa nu aveam nicio treabă cu ea. Curat este în casă, bine este totul. Mulțumesc Dumnezeu. Păi iubesc, mă.